Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, precizează faptul că, în cursul dimineții zilei de 27 august, la sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava, au ajuns cele 4,6 milioane măști de protecție solicitate de la Ministerul Sănătății, urmând ca acestea să fie distribuite localităților din județ. În acest sens, începând de azi, 27 august 2020, reprezentanții autorităților publice locale pot ridica de la sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava măștile de protecție acordate în conformitate cu Ordonanța de Urgență numărul 78/2020, privind acordarea de către Ministerul Sănătății prin Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate, de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. Acestea vor fi distribuite persoanelor beneficiare conform centralizatoarelor transmise în luna iulie 50 de măști pe persoană vulnerabilă. La distribuire, ținându-se cont de listele și numărul de măști care au fost comunicate de autoritățile locale. Persoanele vulnerabile care beneficiază de această măsură sunt cele care îndeplinesc condițiile conform actului normativ menționat.